În timpul petrecerii, Hatige dansa lângă Mihai și în fața ei se afla Irina, care la un moment dat a început să alerge în brațele lui Hatige și au dansat puțin așa îmbrățișate. Iar după ce am văzut, nu știu dacă v-ați fi așteptat să vedeți și dumneavoastră, cel puțin nu atât de curând, Hatige, Mihai, Roberto și Irina au mers la cameră și au dansat acolo împreună pentru câteva minute. Roberto era de gât cu Mihai, dansau, râdeau, părea că totul este foarte bine între ei. Și cred că de aseară a început să se reia această legătură dintre Hatige, Mihai și Roberto. Pentru că Roberto l-a ajutat pe acesta să facă acea surpriză de ziua lui Hatige, a și îmbrățișat-o pe ea și probabil încearcă să. Fie cum au fost uh, și înainte de acea ceartă de la Task.